toate planetele din jur. Ia mai spre ziua, dacă am văzut că le știți. Prima? Mileniu. Mercur. Pe urmă? Venus. Venus. Terra sau Pământul. Primii care au avut parte de o zi cu totul specială în cadrul programului Școala Altfel au fost tinerii care învață la Colegiul Gheorghe Lazar. Au urmat apoi elevii școlii din Boița. Aici a fost omagiat Ioan Albescu, cel care a pus bazele învățământului în această localitate și care a lăsat în urmă valoroase materiale scrise. Eu cred că suntem într-o săptămână de școală altfel, în care chiar se întâmplă școala să fie altfel. A face lecții de știință, de pildă, cu toate aventurile, cu tot șarmul pe care îl implică știința, este și o plăcere și pentru mine și pentru Cristian Român și pentru Ioan Albescu și o strictă necesitate pentru cei mici. Vă dați seama, acum școala nu înseamnă numai profesorul care scrie pe tablă, ci televiziunile care sunt în jur și care îți transmit informații, internetul, spre care se duce lumea din ce în ce mai mult. Școala e mult mai complexă. Fiul celui care a fost sufletul localității și la inițiativa căruia a fost construit primul loc de cultură din Boița a luat parte și el la întâlnirea de astăzi. Este un moment emoționant pentru că cu ocazia asta redescoper cine a fost tatăl meu. Tata a ținut foarte mult la Boița, i-a dedicat multe lucrări scrise și toată această muncă a făcut-o fără să se gândească la niciun beneficiu. Domnul învățător Ion Albescu a fost ceea ce ministrul învățământului de la vremea respectivă numea un luminător al satului, a fost un adevărat dascăl apostol. Aș putea spune că și-a dedicat întreaga viață școlii și elevilor, a condus și a întemeiat nenumărate cururi de elevi și de tineri din zonă și ceea ce m-a impresionat pe mine foarte mult a fost faptul că s-a implicat activ, a avut o participare cetățenească. A fost o zi aparte pentru acești elevi. Acțiunea a avut drept scop atragerea școlarilor spre știință.